Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Counter Strike Global Offensive. Astăzi joc de pe contul lui Bogdan, probabil că nu-l cunoașteți, dar nu-i problemă. Avem și muzică pe fundal, Nightcore, nu o să-mi iau copyright pentru asta, pentru că e Nightcore. Mă rog, poate dă și alții ce le accept. Îți mulțumesc pentru că n-ai dat accept, ești un geniu. Ok, vreau să vă rog să dați un... chiar acum să apăsați butonul ăla de like așa puțin jos ecranului. Chiar mă ajută și mă motivează. Nu uitați să dați și un share dacă vreți să mă ajutați să cresc. Ok, să vedem cine jucăm. Cash, perfect. Avem Nightcore pe fundal, suntem cei mai tari. E ora 10, he. Și la televizor e Avatar The Ultimate Airbanger. Airbanger, ok. Hai să vedem ce putem face. Contul acesta este Nova 3. I-am făcut Cosmic la 10 win-uri să aibă Nova Master. După aia am câștigat eu unul și l-am făcut Master Guardian 1, la care a intrat bunul de Andy pe cont și așa, a intrat bunul de Andy pe cont și bineînțeles că na, el a făcut Nova 3 din MG1. Deci să vă dați seama cât de bun e Andy. Și știți cine e Andy. Doar probabil că mulți dintre voi sunt și abonați la el. Știe să joace toate jocurile, mai puțin toate jocurile. Foarte bun. Și chiar m-a enervat chestia că l-a făcut pe Bogdan MG Nova 3 din MG1. Chiar nu mi se pare ok să intri pe contul cuiva să-i strigi rank-ul. Dacă el te-a lăsat să te joci, mai ales că ție nu-ți place CS-ul. Tu vrei să joci jocuri cu anime, cu hentai vrei să joci jocuri. Dacă știi ce înseamnă hentai, o să înțelegeți gluma. Și să înțelegeți de ce a fost atât de proastă. Ok. Dăm muzică pe fundal. Am schimbat hood size-ul. Adică dungile astea aici le-am dat să fie mai departe de jos. Și pe aici. Ok, n-am chef să vorbesc cu ei, plus că nu merge microfonul la calculator, l-am stricat de tot. Nu știu cum am reușit. Abia aștept să-mi cumpăr alt microfon. Contul ăsta am pe 2000, nu-mi convine, dar asta este. Sperăm că pot să mă descurc singur în B. Mă aplic face. Vreau să-i las face-ul, puteam să-l iau de mai devreme. Dar na. Oh, cărticea, e ce fain arată. Aaaa, e fail tested, sau minimal wear. Ok, aparent îmi place că mi-e hood size-ul ăsta. Aparent îmi place, doamne. Mi-a un smoke și un hair, pentru orice eventualitate. Eu o să fac un ninja, videoclipul ăsta, poate să-mi iasă. Da, degeaba, heu. Ok, am găsit bomba. Cei din clanul BC sunt sigur că sunt profesioniști. Cineva middle, nu-i nimeni mid. Ce nu dădea? Nu dădea șeful. Mă aplic în acțiune. Nici acesta nu prea cred că să mă joc, pentru că ăștia mi-au tot cheful. Uite, ce exact ce ziceam. Nu mă las să fac un kill. Lasă, ăsta e free win. Și meciul trecut am dat tot de două ăștia buni care nu mă lăsau să fac un kill. Ei se băgau la frag și o să team în poziție și ghicești cine a scos 3 situații de clutch 3 versus 1. Rap, bineînțeles. Hai de cap, am și unul S pe contul ăsta. Exact tot ce n-am, exact tot ce nu-mi place mie, îmi place lui Andy.
Așa se vede? Da. Nu știu cum. Aveam eu o chestie de făceam bani hap automat. Am intrat pe stig, n-avem niciun stres noi. Idiot prost. Ui, ce idiot s-a băgat în fața mea. Se vede că e disperat după chirurgii, port, griefing. Hai, bagă-te în fața mea, te rog. Am trebuit și data viitoare îți dau direct cap, nu mai stau să te feresc. Ass-shot, nu, ești asshole, nu ass-shot. Și că love myself. O să schimb și eu numele, cândva. În love, când o să-mi găsesc o prietenă, să spun love, prietena mea. Acum, alarme. Nu prea bună poziția. Ce am zis, nu prea bună poziția. Kebab, salut kebab. Kebab, viață de magnat, să percem chiar. Ok. Înțeles, sunteți niște idioți, nu știți să țineți un site. Mă aplic, ești un idiot. De unde era să știu că e în site? E cea mai mare idiot. Uite, ăsta are și... Vreau și o cuțit, să fiu slab. Deci, jur că mi-aș lua o parte din skill numai ca să am puțit. Deci, mă aplic, e frăgar. Nu anunță echipa, mă bucur. Dacă vreți să vă schimbați voi hood size-ul, dați aici la video settings și dați hood size. Și îl puneți cum vreți să fie, mai așa, mai așa, mai... mai, cum vreți voi. Așa. Cerca e pentru mine, nu? Nu, nu e pentru mine. Nu ne trebuie. Credeam că e cuiva. Așa, nu-i nimeni pe B. De ce să fie cineva pe B? L-am văzut pe fraier. Eu aici, în stânga, mă pândește. Sunt doi? De ce nu? Dar nu știu unde a fost ăla de nu l-am văzut. Pe alternativă, poate? Mă rog, nu o să știu niciodată. Dar ăștia, bă, că joacă foarte haotic, nu joacă la echipă. Nu știu unde e gâl hipnotic. Hai de capul meu și inteligent e tat de capa asta. Adică avem doi inteligenți sunt ăștia. Eu aici sunt Jimmy Crisău de I Want The Christmas. Sunt pe ultimul loc, bineînțeles, de ce nu? Eu sunt rap. Zeul cantorului. Îmi plac rancurile de Nova. Chiar nu trebuie să fac nimic ca să câștig. Adică acum nici nu mă strofoc, ascult Nightcore. Sunt una din pasele mele bune. De acum... vreau să planez să stau defensiv în site. Mort mid-ul. Era logic, dar se bagă la kill-uri. E un frăgar prost. Ascultăm muzica. Ce-am zis cum are și asta? Să scop până cu polarul, cred că o M4. Și el mă vede aparent. Nu e în stânga, să știi că nu e în stânga. Te rog, te uita în stânga. Nu e în stânga, stai calm, nu e în stânga. Nu e în stânga, fii calm. Nu e în stânga.
calcule interpolate. Oho, l-am pe 0. Direct, mersi. Mersi, Valve. Nu prea pot să joc acum. Joc mai mult pentru că vreau să mai pun un episod. Pentru că n-am mai postat de mult și să mă chinui să iasă bine episodul. Cred că să fie puțin cam scurt. Dar nu contează. Pot spune doar că de-abia aștept să-mi cumpăr microfon. Îți postez mult mai regulat, îți postez după program. Și mă rog. Vreau, dacă vreți să vă multiplicați, să faceți mai mulți abonați. Și da. Să fiți din ce în ce mai mulți. Roger that. Mă duc sus mai bine. Dar mereu se bagă pe mint. Ceea ce e un idiot. Nu știu să joc cu scout-ul. Polar mi se pare mult mai bun decât scout-ul. Iar am murit. Rabot adicapa. Adicapa, extrema noastră stângă, face toată treaba. Sunt pe A. Acum chiar pe mid. Credeți că un silver trebuia să te aștept pe B? Ok. Nu muri! Ok. A fost ușor să joc. A fost foarte ușor. N-a trebuit să mă strufă. Vezi rancurile de Nova. Care mă supără? Am 130 de FPS-uri. Super șmecher. Nu știu de ce. Ah, stai. Vreau să vă anunț, acum filmez la 60 de FPS-uri. Atât am filmarea. 60 de FPS. Pot să spun că ești un... sunteți doi idioți. Bineînțeles că am sunat pe B și duc pe A. Nu știu cum de s-au gândit la treaba asta. Dar e clar că sunt foarte inteligenți. Ar trebui să mă retrag. L-am văzut până acolo, dar nu contează. Fraier, eu nu gândesc ca un silver. Adică pe unde ești? Am voi Sinibului pus pe 0, ok. Nu știam de ce nu-i aud. E 8-0. Am mai câștigat eu un meci de genul. Numai că era 9-1 pentru noi. Watch out mid. S-a oprit aici. Mai e unul. Exact ce ziceam. Exact ce ziceam, chiar mai era unul. Ua! Iubesc rancurile de Nova. Mi se par foarte easy.
pe Amaka, e Clasimov. Dacă vreți să vă arăt setele mele video la sfârșit, pentru că bănuiesc că să fie un match foarte scurt, e 9-0 pentru noi și au trecut de-abia 15 minute de când filmez. Ok, m-a scos, minus 33. Chiar vreau să nu mai muriți aiure. Bun. E încă un polar. Suntem 3-2, situație 3-2. Hai să vedem cum scoatem aplic runda până Kelly Frăgarul meciului. El e cel care se bagă cel mai mult la scos. Adică contăm pe tine. Credeam că îl prind eu acolo primul, dar m-a prins el. Dar n-am apucat să mă mut pe Tadic. Să fie scorul 9-1. Eram sigur că nu-l vede. Și nici nu-i vede căpățâna măcar. Da. Se vede cât de inteligent e Tadic, dar se vede că joacă de rancul lui. Aveți bani? Eu am bani dacă voi n-aveți bani. Ok, deci nu vorbeați voi. Credeam că am ratat ceva. Acum nu o să mai scoată TDS, dar o să mă culce să stau defense. Bineînțeles că l-am dat bine. Dacă dau smoke, dacă dau flash așa, nu o să-l vadă. Și e foarte șmecher. Ok, deci mai bine mă duc pe aia. Oh my god, ce prost am tras acolo. Dacă aveam un A4 era perfect. Roger that. Da. Dimension, dar nu i-am dat nimic. Bineînțeles. Ar trebui cineva să-i spună că se duc pe B? Nu, nu cred. El are baionetă, e profesionist. Ah, da, de ce nu? Oh, hei, uite. Aici ce cuțit șmecher am. Aici cuțit, ia uite, e baionetă. Ia uite, mergem cu el în mână, nu știm că ăla poate să fie în spatele nostru acum. Hai, te facem pași, nu știm că poate să ne audă la limbea acum. Nu știm că ăsta e în dreapta, nu știm. nu știm că ăla e în site. Exact ce ziceam. Fac cea mai veche tactică posibilă în momentul ăsta. Cea mai veche și cea mai bună. Fac cea mai veche tactică. Tadic, vezi că-ți dau smoke așa ca să fie inutil. Nu pot să cred. Cum putea, nici dacă doream, nu făceam treaba asta. Am căzut pe capul lui și nici măcar nu s-a dat la o parte rapid, știi? A rămas acolo ca să mor. Bineînțeles. Ace shot. Deci nu era normal să te știe dacă... Te rog, să te uiți la flash. Bravo. Nu știu, încep să-și piardă din concentrare și mă enervează. De acum o să încercăm
un vechi truc. Am oprit ala Motion Blur-ul, pentru că nu se merita. Ok, deci o să fie easy, doar dacă nu e cineva la ușă. De obicei scot unul când mă duc oraș la ușă. Eu nu sunt green, îmi pare rău, eu n-am culorile pe hartă. Ok, acum e momentul perfect să fac ace. Ok, am scos unul. Mă doare la bașcheți. Ce? Eu n-am și... Eu scar pe DM. Ăștia pun mâna prea ușor pe mid. Exemplul ăsta să moară primul. Te resimt. Ba, bravo, ești inteligent. Tu în mid-ul ăla, fugi repede pe ea. Mi-am dat heal la supur, asta și-a luat damage. A fost crâpa mea de companie. O să stau aici, o să încerc să nu mă lipesc prea mult. Ăla a coborât, deci, da. Din nou situație. Ok, 1v1 versus Polar. Am văzut. Nu știu unde e bomba. Am găsit bomba. Ok, nu știu ce spot să-mi iau. Ia să joc pentru timp. O să încerc să mă concentrez. Ne trebuie 10 runde neapărat. Ok. Am scos situație 1v2, clutch. A fost ușor. Ok. Să nu le dăm multe runde. Vreau să facem 11-4. Pot să dau un drop. Nu vreți? Ok. Eu, după cum vedeți, nu mai am culorile puse pe hartă. Mă incomodau. Mă gândeam la Barbie dolls. Nu vedeam atâtea culori. Ai, iar l-am greșit. Vreau să ducă mai în jos, am arun. Cum au trecut ăla acolo? Kebab Taud Life. Ok, el mă campează, bineînțeles. Nu se poate, dacă nu campa cineva cu polarul pe mine, nu se putea. Ei au 3 polare. Te gândești tu că un om normal nu are 3 polare într-un meci. Da, mă rog. Ok, good half. 25 de minute până acum, 24,36. Hai că e bine. Uite, sunet de Crăciun. Gring, 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 gring. Cum ne ascultam altceva? Pac, pac, pac. Video game, așa. Ia să punem noi... Interpolate... Nu știu de ce, dar... Nu e bună ideea pe mid, pentru că au SP-uri. O
SP-ul e de distanță, locul nu prea. Exact ce ziceam, pentru că sunteți niște idioți. Asta se ocupă, mă aplic. Ok, la asta n-a. Așteptam să fie unul inteligent să vină pe la spate, dar nu. Ok, bun. Cum n-ai bă chema? You've got așa, ok. Mă aplicăm tactica max 7, max 10. Am CP, ai. Cu chestia asta doar trebuie să duci pe ei, trebuie doar să apleci click, nici nu mai contează ce mai faci după ce apeși click. Am dat pro smoke. Și flash-ul. Rap is the best. E timpul rap. Timpul rap. Nu. Cât e mijan la ăla? Care era ultimul? Paul B. Paul B, 5 de mici. A, e egal cu 0. Să nu-i lăsăm să ia multe runde. Vreau neapărat să termin repede meciul. Să am cât mai puțin de randat și de filmat după. Și de prefilmat, de fapt. Repete și ție. Nu-și contează cine-i sus pe ea. Aud pe cineva, dar nu știu pe unde. Și nu-mi prea interesează unde e. Ok, ești pe mid. I hope to die. Și unde e celălalt? L-am găsit. Sunteți niște fucking idioți. De ce v-ați bătut cu el? Why you are fighting with us? De ce te bați? Asta înseamnă noi. Ia-ți bomba înapoi, nu scăroșu-te-o. S-au greșit acolo, s-au bătut cu el, nu trebuia să fac asta. Început chiar bine. Sunt un antifragger. Hai, ține mid-ul. Poți să-mi ții mid-ul. Ok, n-a tras în mine. Ok. Încerc să fac pick pe B. Am mișcat puțin mai rapid decât normal. Polarul nu știu unde e. Sigur am un polar. Mă privești? Nu mă privești. Ai încercat tu ceva, dar nu ți-a ieșit. Ok, deci, lovi, căcat, ăsta e cel mai prost ever. Putea să-l omoare pe la spate, dar na, cum e el, e idiot, n-ai ce să-i ceri. Hai de capul meu, ce prost ești. Ia, hai, arată-ne cuțitul tău la cameră, hai, ai ce fain e, așa, așa, bravo, 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 bravo. Cu minte, băiat. Cu minte.
fight. Atât vreau să zic. Ok, sper să nu-i dea defuse din prima, pentru că asta nu o să se prinde și o să moară. Sunt sigur că e România, să nu uităm, știm profile. Nu, e slovac. Are 8 ore. Nu pot să-i văd inventarul. Înțeles că e un idiot, ăsta are și kit, dar... De ce cad cu idioții în echipă? Am vrut să fie mai scurt meciul ăsta, dar se pare că nu, tot ăsta mult la randat. Nu o să pierdem, garantez asta. Pot să garantez chiar de 3 ori că nu o să pierdem meciul. Dacă îl scot pe kebab, e perfect. Pot să-l scot polar versus polar, dar e prea riscant. Pot să mor și iar să-i las pe ăștia singuri. Că aici se pare că se sparge bine flash-ul. Și aduceți-vă toți pe mid. Bine, măcar că am dat ăla bine. Greg, v-am dat flash-ul ăla. Controlăm mid-ul. Am fi putut merge, dar... Ok. Ok, runda e câștigată. Ești un idiot. M-am simțit asta în urină că ești un idiot. Nu-i middle. Aoleu, îi urăsc pe ăștia, mă lasă singur, frate. Și sunt amândoi low. Ia bomba și marș în grijania mătii pe B. Oh my god. Am strâns din buci. Deci chiar atât de ratat sunt ăștia. S-a martor. Nu-ți dă nimeni că ești retardat. Nu-i da. Dacă-i dai, te omor. Nu-i da. Lăpușc direct. Nop. Nah. Dau un smoke ăsta lung ca să îl ia ăla de la cutie. E probabil să-l la eco sau cel puțin kebab, pentru că și-a cumpărat 2 polare. Și na, mă rog. Ok, au plecat. A fost freaking ușor. Arunca polarului până aici. Vreau să încerc ultima rundă să joc cu polarul. Să vedem cum dă rap cu polarul. Uite, a avut bani de al treilea polar. Nu direct pe mid, n-am stres. Sau nu mă duc pe B, că am spawn în stânga. Te rog să nu pice vreun oraș. Mereu urăsc când pică vreun rusher. Ok. Să vedem. A fost ușor de eliminat ăsta, nu pot să cred că l-am luat așa. Eu rămân aici. Stai aici. Ok. Nice, GG. Well played. Bă, ești nebun, am luat Bravo Case. Cum să iei Bravo Case? Așa bulan. Bă, vă mulțumesc pentru atenția acurată, eu am fost rap, am primit Bravo Case ca drop și nu uitați, dați-mi un like, un share, un subscribe dacă vă place ceea ce fac și pe data viitoare. Pa!